aici alături de câțiva colegi și invitați autori și poeți într-o întâlnire foarte specială la poșta mare, poșta mare locală. Și de ce aici anume? Pentru că George Tei, pe numele său, este un fost poștaș, prietenul nostru de peste 20 de ani și suntem cu el aproape peste tot. Acest om, pentru că este un om absolut deosebit, fost poștaș, deci un om, hai să zicem, care nu a învățat să facă literatură sau să scrie. Scrie poezie, oameni buni. Acest lucru nu-l face oricine, pentru că nu poate. E bine, George este absolut remarcabil, este și din comun cu frumusețea versurilor pe care le scrie. Nu pot să-i fac biografia acum, nu e cazul. În același timp, împreună cu Cornel Păunescu, pe care o să-l întâlniți și dumneavoastră, hai să zic un fel de mecena pentru George și pentru noi toți care vrem să scriem câte ceva. Am hotărât acum un an și ceva, într-o epocă grea și foarte lipsită de interes din punct de vedere cultural, să scoatem o revistă, Contrast Literar. Suntem la numărul 5, în care George Tei și noi o să mai întâlniți redactor și așa pe cineva, am scos, invităm oameni care scriu poezie, oameni care scriu literatură. Revista este gratuită, apare la 3 luni și sper să facă un interes și aici la dumneavoastră, pentru că sunt niște gesturi culturale pe care nu le face oricine și nu oricând. Cam asta e ce vreau să spun. În plus, aș vrea să spun că dacă există oameni care își doresc în continuare să citească, să scrie, să muncească pe tărâmul ăsta, ar face bine să o facă, pentru că în acest fel, eu cred că avem o salvare. O salvare în legătură cu viața noastră sufletească, în legătură cu limba română, în legătură cu cartea, pe care foarte mulți au cam uitat-o. Sunt multe de spus, dar eu vă mulțumesc pentru moment și o să mai auziți și de la alții alte vorbe frumoase. Vă îmbrățișez, vă doresc din suflet, numai bine și să fim întregi la minte. Mulțumim frumos!